Punctul de pe ordinea de zi care a fost amânat viza acordarea de terenuri în baza legii Sănișoară. Este vorba despre loturile acordate în urmă cu 2 ani și pe care nu s-a construit nimic. Din această cauză au fost retrase de la posesori inițial și vor fi atribuite altor persoane. Acest proiect va fi propus din nou pe ordinea de zi în ședința următoare de Consiliu Local. Aprobasem 21 de loturi de teren. Este vorba despre acele loturi care au fost luate de la cei care au primit acum 2 ani aceste terenuri, nefiind nimic lucrat pe ele. Conform legii, a trebuit să le atribuim altor tineri care doresc să construiască. Celelalte 13 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi au fost supuse la vot. Majoritatea dintre ele a vizat concesionarea mai multor terenuri aflate în proprietatea municipalității. La fiecare punct, consilierii s-au înscris la discuții, fapt care a făcut ca ședința să se prelungească. O ședință care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să termine foarte repede, s-a prelungit mult cu niște discuții inutile și fără rost. Până la urmă, cred că au fost făcute mai multe declarații politice și, având în vedere că urmează o campanie electorală și probabil la alegeri, pentru asta fiecare consilier ar vrea să vorbească acum, să se facă auzit, pentru că până la urmă n-am înțeles nimic din ce au spus. Punctele au trecut toate cu unanimitate, dar totuși s-a vorbit la greu pe fiecare. Următoarea ședință de Consiliu Local va avea loc la sfârșitul lunii iulie, când alte proiecte de hotărâre vor fi supuse la vot.